Stimați ascultători, filozoful danez Kierkegaard ne spune o parabolă a unui teatru în care se juca un spectacol de varietăți. Spectacolul este din ce în ce mai bun, fiind aplaudat de audiență. Deodată, directorul vine în față, își cere scuze pentru întrerupere și anunță că teatrul este în flăcări, rugându-i fierbinte pe spectator să părăsească urgent sala de adunare. Și în toată ordinea, publicul crede că aceasta este cea mai amuzantă întorsătură a serii și îl îmbărbătează cu amabilitate. Directorul din nou îi imploră să părăsească acea clădire în flăcări, dar este din nou aplaudat cu multă putere. La sfârșit, el nu mai poate face nimic. Focul a cuprins întreaga clădire, dar și publicul, iubitor de distracții, împreună cu ea. Și Kierkegaard concluzionează: și așa mă gândesc uneori că epoca noastră va fi doborâtă de distrugerea focului în mijlocul aplauzelor din casa tixită de spectatori care ovaționează. Sunt copleșit de lucrurile tumultoase care se întâmplă în momentul de față în lume. Dacă știm ce spune Biblia, lucrurile pe care Iisus le-a prezis ca semne care arată venirea sa, putem să vedem că ceea ce se întâmplă evocă faptul că venirea sa este foarte aproape. Ca pastor care studiază Biblia, mă simt responsabil să vă aduc la cunoștință aceste lucruri și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și să ne dea tuturor înțelepciune pentru ca mesajul să vină din Cuvântul Sfânt și cei care îl ascultă să-l primească în inima lor. De câte ori mă implic într-un alt plan, întotdeauna spun ca voia Domnului să se facă. Și motivul pentru care fac asta este că scrie în Iacov, capitolul 4, cu versetul 15. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Iar în Proverbe 16 cu 9, înțeleptul ne spune: inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Pentru început, vă invit ca să deschidem cuvântul Scripturii în Evanghelia după Marcu, la capitolul 13. Constatăm cu toții că ritmul evenimentelor care se petrec în lume este cu adevărat uimitor. Vedem cum puternica Rusie a anunțat parteneriate cu țări din Orientul Mijlociu. Apoi, criza refugiaților este ceva fără precedent. Oamenii dau năvală cu sutele de mii, ajung în țările civilizate, iar faptele lor sunt cu mult în urma nivelului civilizației statelor unde vor să se stabilească. Auzim cu stupoare de fapte de cruzime ale ISIS și crimele asupra creștinilor. Colapsul moral al Americii, care se pare că nu are un lider capabil să-și ridice vocea pentru a obiecta. Nu vreau să intru în detalii despre evenimentele pe care le întâlnim în jurul nostru, însă vreau să spun că 25% din cuvântul Domnului este profeție. 25% reprezintă modul direct al lui Dumnezeu de a confirma că Sfântul Cuvânt are putere și le spune oamenilor să aibă încredere deplină în Scriptură. Iar când vezi că aceste cuvinte pe care le-a rostit Mesia acum 2000 de ani se întâmplă astăzi, nu odată, pe an sau pe lună, ci de câteva ori pe săptămână, cu adevărat este evident că venirea sa este aproape. În continuare, vom prezenta semnele biblice care indică zilele din urmă ale umanității. Vă invit ca să citim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 13, cu versetul 1. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Cu siguranță că templul era un loc minunat. Către locul templului converg trei mari religii: iudaismul, creștinismul
și islamismul. Dacă ați ajuns pe acolo, ați văzut tensiunea care este între cei prezenți, evrei și musulmani. Dar înainte de toate acestea, Iisus a trecut pe acolo împreună cu ucenicii săi. Pietrele cu care era zidit templul erau galben-aurii, cu siguranță că străluceau în lumina soarelui. De acolo este și uimirea unuia dintre ucenici despre frumusețea templului. Iar Iisus este cel care cunoaște toate lucrurile și i-a răspuns în versetul 2. Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și mai departe, în versetele următoare, găsim întrebările ucenicilor și răspunsul Domnului Iisus. Să parcurgem de la versetul 3 până la versetul 8. Apoi așezut pe muntele măslinilor în fața templului și Petru, Iacob și Ioan și Andrei l-au întrebat de o parte, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Iisus a început atunci să le spună, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Atunci când auziți un mesaj profetic, poate vă gândiți la cineva care prin 1950 spunea că Iisus va reveni. Poate vă amintiți de un altul care spunea prin anii 1980 aceleași lucruri. Apoi, în jurul anului 2000, noi românii care știam de vorba puțin înțeleasă, nici nu va ajunge, nici nu va trece de 2000. Cei care ați trecut prin experiența de a vi se naște un copil în familie, știți asta. Niște contracții ar fi putut fi o alarmă falsă, mai devreme cu câteva zile sau chiar câteva săptămâni. Iar apoi ceva se schimbă, ajungi la spital, chiar dacă nu este așa de curând cum te așteptai tu și încep durerile. Dar totul ajunge la un moment culminant al durerii nașterii, când durerea este atât de intensă încât tot ce ai simțit până atunci pare nimic. Duhul Sfânt ne spune în Scripturi că semnele timpului sunt asemănătoare durerilor nașterii. Tot ceea ce pot să vă spun este, nu a durut atât de tare până acum. Dacă Hristos nu vine în 5 ani sau 20 de ani, nu știu asta, dar nu greșesc privind la ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim și în biserici. Nu a durut atât de tare până acum. Am putea contura un prim semn al vremurilor din urmă, în primul rând, decepția în religie. Știu că în Biserica lui Hristos sunt oameni convertiți și suntem bucuroși că au descoperit o relație personală cu Iisus Hristos prin credință în El. Sunt oameni care cercetează Evanghelia, care vin la biserică, dar sunt decepționați de ce se întâmplă azi în lumea religioasă. De exemplu, un judecător pe nume Andrew scrie un articol care se numește De ce papa a dezamăgit atât de mulți romano-catolici? Nu vreau să vorbesc despre ideile de economie politică ale papei, cu toate că se știe că el este marxist și crede în redistribuirea bogăției. Nu cred că veți găsi un economist în toată lumea care ar putea să spună că răspunsul la sărăcie este marxismul. Asta s-a făcut de 100 de ani încoace. Este un mesaj popular, dar nu este un mesaj biblic și parcă nici economic. Nu abordez atacul aceluiași conducător asupra familiei prin acceptarea despărțirii soților
prin divorț legal. Am multe cunoștințe care cred în sfințenia familiei, la fel ca și evanghelicii. Nu abordez nici faptul că toate acele parade organizate pentru anumiți conducători religioși nu sunt compatibile cu smerenia. Din contră, unele dintre problemele religioase lansate schimbă liniile religioase ale lumii. De exemplu, afirmația că ateii care fac fapte bune sunt mântuiți. Dumnezeu ne-a făcut după asemănarea sa și noi suntem imaginea sa, iar El face bine și toți avem aceasta în inimă. Fă bine și nu rău. Toți avem asta în inimă. Cu alte cuvinte, doar să faci bine și ne vom întâlni acolo, în rai. Afirmația este un derapaj uluitor de la adevărul Scripturii. Dacă toți oamenii ar fi mântuiți prin fapte bune, inclusiv ateii, care ar mai fi scopul crucii și al jertfei, care, de fapt, sunt cele mai importante elemente care stau la baza creștinismului? În urmă cu ceva timp, ne era greu să credem că ateii pot să fie mântuiți. Astăzi se spune că dacă ei sunt buni cu vecinii lor, ateii cărora nu le pasă de Iisus vor ajunge și ei în rai. Universalismul pătrunde tot mai mult în biserica creștină și este învățătura prin care oamenilor li se spune că vor ajunge în rai fără excepții. Stimați ascultători, Dumnezeu a murit ca noi să fim salvați. Și Sfântul Apostol Pavel ne spune în Romani, capitolul 10, cu 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Unii oameni gândesc că dacă vor lărgi calea și vor include cât mai multe lucruri greșite pe care le fac, tot cred că vor fi mântuiți. Alții își îngustează aria de acțiune și se limitează doar la anumite lucruri pe care, crezând ei că le fac, așa vor fi mântuiți. Iar alții fac exact ceea ce spune Biblia. Vrem să aducem oameni pierduți în familia Creatorului, făcând exact ce spune Dumnezeu prin cuvântul Său, Biblia. O altă dovadă că Iisus vine în curând o reprezintă nenumăratele războaie și suferința tot mai mare a oamenilor. Acum parcă nici nu mai sunt vești de războaie. Dacă deschizi televizorul, le vezi deja că se întâmplă, iar Domnul Iisus a mai spus să nu ne temem de ce vom auzi sau vedea. În ultimii 100 de ani, peste 180 de milioane de oameni au fost uciși în războaie, adică mai mult decât s-a înregistrat vreodată în istoria omenirii. Ceea ce vedem acum privitor la criza refugiaților este de fapt vârful icebergului. Lumea se comportă acum ca și cum un mare cutremur social și economic e pe drum. În Africa Centrală, crimele, violurile, toate aceste răscoale sunt văzute de toată lumea. Dar se comportă de parcă nu se mai poate face nimic să fie lăsați acolo în problemele lor. Copiii sunt ucigași, încep să devină un fel de specialitate a casei pentru grupările teroriste. Sunt nenumărate cazurile în care copiii sunt trimiși să ucidă pentru idealuri pe care cu siguranță nu le înțeleg. Naivitatea lor este exploatată la maximum, cu consecințe dramatice. Nu doar ei își pierd viețile. Victimele pot înregistra cifre cutremurătoare. Așa a fost și cazul unui atentat terorist din Turcia, soldat cu peste 50 de morți. În timpul unei ceremonii de căsătorie, un atacator sinucigaș de 12-14 ani s-a detonat sau a fost detonat de către altcineva. La nici 24 de ore, un alt copil era pregătit să detoneze o vestă cu explozibil în Irak. Poliția a reușit să intervină la timp și să-l prindă pe minorul în vârstă de aproximativ 13 ani.
băiatul îmbrăcat cu un tricou în culorile echipei FC Barcelona. Ar fi izbucnit în plâns în momentul în care a fost capturat. În Africa, Boko Haram face ravagii apelând la copii. Talibanii din Afganistan nu sunt nici ei străini de astfel de acte oribile. Nici Hamas nu ezită să se folosească de sinucigași adolescenți. Potrivit UNICEF, în ultimii ani, numărul atentatelor comise de sinucigași minori este în creștere. O altă dovadă că Iisus vine în curând. Credincioșii sunt forțați să se identifice. Să revenim în Marcu, în capitolul 13, de la versetul 9 până la 14. Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Să ne imaginăm că într-o zi pleci de la biserică și lucrurile despre care am vorbit, chiar dacă nu sunt atât de apropiate pe câte par, se va derula o acțiune și tu vei fi persoana care va trebui să îl mărturisească pe Domnul Iisus. Imaginați-vă pe acei credincioși care stau în genunchi și legați la ochi, în costume portocalii, și aud pe călăul care vine să-i ucidă cu sabia. Într-un anumit moment o să fie rândul tău, iar ucigașul va spune: fii atent, îl mărturisești pe Iisus Hristos, da sau nu? Ce vei face? Ceea ce ne spune Scriptura este că nu trebuie să ne temem, pentru că dacă nu vei avea putere de a-L mărturisi pe Hristos, vei fi surprins să vezi puterea Duhului Sfânt care îți va da puterea să mărturisești. Pe 2 septembrie 2015, la un colegiu din Oregon, un tânăr a declanșat un masacru al creștinilor. Atacatorul, care a ucis 15 persoane în campusul colegiului, a căutat în mod special studenți creștini. Conform unui martor, teroristul îi întreba pe rând pe cei din stelele de clase care este religia lor. Ești creștin? Și cerea să se ridice în picioare. Și după ce se ridica spunea: bine, pentru că ești creștin, îl vei vedea pe Dumnezeu în secunda următoare. Și apoi îl împușca. Un martor a povestit cum o femeie de vârstă mijlocie a încercat să blocheze ușa de acces pentru a preveni pătrunderea atacatorului, dar a fost împușcată cu multe gloanțe în abdomen. Un elev a descris cum victimele erau întrebate dacă sunt creștine și apoi împușcate în cap. În cazul în care negau sau nu răspundeau, erau împușcate în picioare. Un alt caz, petrecut la sud de Marea Cea Mare sau Marea Mediterană, niște bărbați care erau niște simpli muncitori egipteni plecaseră în Libia să câștige și ei o pâine. Erau creștini copți, au fost capturați și în februarie 2015 au fost executați de ISIS pentru faptul că erau oamenii crucii. Stimați ascultători, sunt încurajat, fiindcă știu că ce am învățat din cărțile de istorie despre creștinii martirizați pentru credința lor nu este doar istorie, ci există și astăzi creștini care sunt suficient de curajoși să înfrunte mai bine moartea decât să-L renege pe Domnul lor. Când am văzut acești băieți rugându-se în timp ce erau pregătiți pentru execuție și apoi mulți dintre ei strigând: O, Doamne Iisuse, atunci când gâturile lor erau tăiate, am înțeles că mesajul Evangheliei încă poate să ajute să ne ținem de promisiunile lui Dumnezeu chiar și atunci când înfruntăm moartea.
Totdeauna, când voi mai citi vreodată capitolul 11 din Evrei, îmi vor veni în minte imaginea acestor bărbați îmbrăcați în portocaliu, cu acei călăi mascați, îmbrăcați în negru, în spatele fiecăruia dintre ei. Credincioșii au rămas credincioși. O altă dovadă că Iisus vine în curând e aproape de noi. Creștinii devin trădători, renunță chiar la credința lor. Imaginați-vă că locuiți cu sora sau fratele vostru. Ea este o creștină, iar tu nu. Sau părinții tăi cu care locuiești sunt creștini, iar tu nu. Se răscoale unii împotriva altora. Aceste lucruri, chiar dacă spunem că sunt extreme, se întâmplă acum în lume. În țările din Orientul Mijlociu, Irak, Iran, Siria și nu numai, creștinii sunt aspru persecutați. Pe 29 septembrie 2016, o coafeză de origine iraniană de 35 de ani a fost găsită moartă prin înjunghiere în casa ei. Soțul acesteia a fost acuzat de crimă. El s-a mâniat pe decizia femeii de a părăsi islamul pentru a deveni creștină. Legea islamică, Sharia, menționează pedeapsa cu moartea pentru delictul apostaziei de islam, care este văzut ca o trădare a lui Allah. Multe școli Sharia insistă asupra acestei pedepse în cazul bărbaților apostați, iar unele prevăd aceeași pedeapsă și pentru femeile apostate. Legea Sharia prevede că femeile apostate ar trebui bătute în fiecare zi până se reîntorc la islam, iar dacă nu, să fie omorâte. În aceste vremuri din urmă, cei care cred că fac mai ușoară credința creștină se vor trezi cu bisericile goale. Bisericile legate de tradiții, de datini, se vor goli. Bisericile care predică un Iisus care dă sănătate, bogăție, doar pentru a fi bine euului, se vor goli. Singurul lucru care va rămâne în picioare este ce va fi sub autoritatea Duhului Sfânt. Iisus Hristos, în numele căruia suntem salvați și prin care am cunoscut mântuirea personală. Să ne uităm la ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Se organizează parade cu tot felul de lucruri scârboase și perverse. Și culmea, sunt polițiștii și jandarmii care păzesc asemenea evenimente și păstrează totul într-o bună ordine și fără violență. Toate acestea sunt semne care indică vremurile din urmă. O altă dovadă că Iisus vine în curând o reprezintă Evanghelia care va fi propovăduită tuturor. Așa cum spune însuși Mântuitorul în Matei capitolul 24 cu versetul 14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dacă veți căuta cât de răspândită este Evanghelia pe internet, spre exemplu, veți fi destul de derutați. Oriunde veți cerceta, veți vedea că fiecare are o opinie diferită de a altora. Cu toate acestea, Evanghelia este răspândită pe întreg pământul. Noi așteptăm vinerea Domnului Iisus pentru că Evanghelia a fost răspândită pe toată planeta. Biblia se vestește chiar aici și chiar acum. Sunt încă zile de har în care ne putem pune în ordine cu Dumnezeu. Sunt încă zile în care ar trebui să te împaci cu cineva cu care ai probleme, cu care te-ai certat. Încă mai este har. Roger Sims făcea autostopul în drum spre casă. Valiza grea îl obosise peste măsură. De-abia aștepta să-și dezbrace uniforma de armată pentru totdeauna. O mașină se apropia și a început să facă semn cu mâna. Când s-a apropiat suficient, și-a pierdut orice speranță că va opri. Era un Cadillac negru nou-nouț. Spre surpriza lui, mașina a oprit. Portiera s-a deschis, iar Roger a urcat fericit în mașină, punându-și valiza pe bancheta din spate.
i-a mulțumit domnului bine îmbrăcat de la volan. Merge acasă definitiv? O, da, definitiv. Ei bine, dacă mergi la Chicago, ai noroc. Nu chiar așa de departe. Dumneavoastră locuiți în Chicago? Am niște afaceri acolo. Numele lui este Hanover. După ce au vorbit despre multe și diverse lucruri, Roger, creștin, a simțit îndemnul să dea mărturie despre Hristos, acestui om realizat de afaceri, în jur de 50 de ani, însă a tot amânat până când și-a dat seama că nu mai avea decât o jumătate de oră până acasă. Nu mai putea amâna nicio secundă, acum ori niciodată. Și-a adres glasul și a început. Domnule Hanover, aș vrea să vă vorbesc despre ceva extrem de important. Și a vorbit despre planul de mântuire, iar la sfârșit l-a întrebat dacă nu ar vrea să-l primească pe Hristos ca mântuitor personal. Spre mirarea lui Roger, cadiacul a tras pe dreapta. Roger s-a gândit că în clipa următoare avea să fie zvârlit afară din mașină. Omul de afaceri însă și-a plecat capul și l-a primit pe Hristos, apoi i-a mulțumit lui Roger. Acesta este lucrul cel mai însemnat care mi s-a întâmplat în toată viața. Au trecut ani. Roger s-a căsătorit și acum avea propria afacere. În timp ce își pregătea valiza pentru o călătorie de afaceri în Chicago, a dat peste cartea de vizită a domnului Hanover. În Chicago a căutat clădirea Hanover Enterprise. Domnișoara de la recepție i-a spus că pe domnul Hanover nu-l poate vedea, în schimb doamna Hanover era acolo. Un pic derutat de toate acestea, Roger a fost introdus într-un birou încântător, unde s-a văzut față în față cu o doamnă de vreo 50 de ani, cu ochii expresivi. Doamna i-a întins mâna. Îl cunoșteați pe soțul meu? Roger a spus că după război, soțul ei îl luase cu mașina până acasă. Îmi puteți spune când s-a petrecut aceasta? Pe 7 mai, în urmă cu 5 ani, ziua în care am fost lăsat la vatră. S-a întâmplat ceva special în ziua aceea? Roger a ezitat să-i spună despre mărturia pentru Hristos. Acum, dacă tot ajunsese aici, avea să meargă până la capăt. Doamnă Hanover, i-am vorbit despre Evanghelie. Soțul dumneavoastră a tras mașina pe dreapta și a plâns pe volan. În ziua aceea și-a predat viața lui Hristos. Și femeia a izbucnit în hohote de plâns. Ani de-a rândul m-am rugat pentru mântuirea soțului meu. Am crezut că Dumnezeu are să-l mântuiască. Și unde este soțul dumneavoastră, doamnă Hanover? Printre plânsete sfâșietoare, femeia a spus, a murit. După ce ai coborât dumneata, a avut un accident de mașină. N-a mai ajuns acasă. Vezi, dumneata, eu credeam că Dumnezeu nu și-a ținut făgăduința. De mult timp am încetat să mai trăiesc pentru Dumnezeu, pentru că am crezut că nu și-a ținut cuvântul. Stimați ascultători, Dumnezeu își ține cuvântul. El dorește să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Iisus, când în curând, așa cum ne indică toate semnele, se va întoarce. Cu toții trebuie să ne pregătim pentru ce poate veni mai rău pentru planeta Pământ, dar și evenimentele care vor aduce o eliberare pentru credincioșii adevărați. Dumnezeu să ne ajute să fim gata pentru întoarcerea în glorie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.